Metafora este o figură de stil semantică ce are la bază o comparație ascunsă. De aici înțelegem că o comparație poate fi ușor transformată în metaforă. De exemplu, mama este harnică ca o albină. Aceasta este o comparație cu doi termeni. Termenul 1, termenul 2, elementul de comparație ca și baza comparației, însușirea harnică. Să transformăm această comparație într-o metaforă. Eliminăm elementul de comparație ca și adăugăm verbul este sau semn de punctuație. Metafora sună în felul următor. Mama este albina casei. Această metaforă se numește in presentia sau explicită, pentru că ei sunt prezenți ambii termeni. Termenul 1, mama, și termenul 2, albina. Iar relația este realizată cu ajutorul verbului este. Al doilea tip de metaforă se numește metaforă in absentia, implicită, pentru că este prezent doar termenul 2, cuvântul albină. Contextul, adică cuvintele casă, face ordine, îmi sugerează ideea că este vorba de mama și nu de insecta albina. Adică cuvântul albină aici nu este folosit cu sensul direct, dar este folosit cu sens figurat. Se subînțelege că este vorba de mama. Deci misiunea cititorului este să deducă termenul 1 la metafora in absentia. Dacă la metafora explicită sunt prezenți ambii termeni și este ușor de identificat, la al doilea tip de metaforă este mai greu, pentru că este prezent doar termenul 2 și noi trebuie să identificăm termenul 1. Exemple de metafore. In presentia, in presentia. Fețișoara lui, spuma laptelui. Sunt prezenți ambii termeni și relația este realizată cu ajutorul virgulei. Adică fețișoara lui se compară cu spuma laptelui. Al doilea exemplu, ochișorii lui, mura câmpului. Amândoi termeni prezenți. Ochișorii, ochii, se compară cu mura câmpului. Exemple de metafore in absentia, implicită. Pe cer s-a ivit regina nopții. Este prezent doar termenul 2. Deci, contextul îmi sugerează ideea că nu e vorba de sensul direct al cuvântului regină, dar se subînțelege că e vorba de lună. Cuvântul noapte și cuvântul cer îmi sugerează ideea că e vorba de lună, ca o regină. Alt exemplu. Sub raza ochiului senin. Cuvântul ochiul nu e folosit cu sensul direct, dar cu sens figurat. Și el devine termenul 2 într-o metaforă, adică într-o comparație ascunsă. Cuvântul senin și raza îmi sugerează ideea că e vorba de lună.